Avem un invitat surpriză, continuă să câștige medalii, deși a împlinit 30 de ani. În urmă cu 2 săptămâni a obținut aur la bârnă și argint la sol la Cupa Mondială din Ungaria. Iar acum se pregătește pentru mondialele de la Montreal. Despre cine o fi vorba, ne spune Iulia. Bun găsit, Iulia! Bună dimineața, bine v-am regăsit, Cătălin și Anca. De data aceasta suntem la Centrul Olimpic de la Izvorani. I-am întrerupt puțin antrenamentele Cătălinei Ponor. Bună dimineața, Cătălina, mă așez și eu aici lângă tine. Te rog. Așa, foarte drăguț aici la voi. Mulțumim că ne-ați primit. Cătălina se pregătește acum pentru campionatele mondiale de la Montreal. Spune-ne, te rog, cât timp petrești tu acum aici în sală? Câte ore pe zi, câte zile pe săptămână? Păi, bineînțeles că în fiecare zi vin la antrenamente, de 2 ori pe zi sunt antrenamente, câte 2 ore, 2 ore jumate, depinde de cât de repede mă mișc. Încercăm să adunăm cât mai mult, să acumulăm cât mai mult acum în ultima perioadă, fiindcă suntem foarte aproape de mondiale și atunci... Ce așteptări ai tu de la aceste mondiale? Ce-ți dorești? Să mă întorc sănătoasă, pentru că asta este cel mai important, și să rămân sănătoasă acolo, ca să pot să fac ceea ce fac și la antrenamente. Eu cred că este important să te duci cu un țel și cu un gol acolo, dar cel mai important este să stai concentrat pe ceea ce ai de făcut și să fii focusat, ca să poți să îți faci exercițiile și treaba exact așa cum trebuie. În spatele nostru este și colega ta Ioana, care va merge și ea alături de tine la mondiale, nu-i așa? Se antrenează, da, aici? De puțin timp a venit s-a alăturat de noi, atât ea cât și doamna antrenoare, Lili Cosma, și mă bucur că este aici, fiindcă nu mai sunt singură, în primul rând. Și în al doilea rând sper să reușesc să-i dau un pic din motivația mea și să încerc să o fac să se ducă mai cu încredere în concursuri, în antrenamente și să acumuleze cât poate de mult. Este știut faptul că tu ești un mentor pentru toate celelalte colegi ale tale. Cum îți găsești tu energia pentru ceea ce faci? Pentru că nu este un secret pentru nimeni, tu ai împlinit recent frumoasa vârstă de 30 de ani, dar cu toate astea continui să găsești energia potrivită pentru a face ceea ce faci și acum. Încerc să stau concentrată pe ce am de făcut și bineînțeles că există momente în care te simți mai bine, alte momente care te simți mai prost. Energia o încerci să ți-o aduci tu prin pozitivitate în primul rând și prin dorința de a ajunge la un nivel, pentru că deja la experiența mea și la nivelul la care am ajuns, deja nu mai pot să mai zic, vreau să ajung la un nivel. Sunt deja undeva sus, doar trebuie să mă mențin. Uh-huh. Ceea ce este de obicei mai greu să te menții decât să ajungi acolo sus. Uh-huh. Dar atunci când m-am apucat să fac o treabă, mi-am pus o scară a ceea ce vreau eu să fac și atunci încerc să ajung cât mai sus și să mai urc o treaptă și încă o treaptă și să-mi iasă rezultatul. Să sperăm că o să te vedem atunci poate și la 30 și ceva de ani, poate chiar și 40, pentru că mai sunt gimnaste 40 puțin la nivel mondial. Totuși. Noi îți dorim mult succes acum la campionatele mondiale de la Montreal. Îți mulțumim tare mult că ne-ai primit aici. Nu uitați că pe Cătălina o puteți susține și pe Facebook și pe Instagram. Există și un hashtag, Work with Cătă, Team România. Le puteți scrie, îi puteți încuraja. Așa că, hai România, nu-i așa? Hai România, Doamne ajută să fie bine. Cătălina, Anca, ne întoarcem la voi. Iulia, vă mulțumim atât pentru astăzi, atât până luni. Până luni. Un weekend frumos.